Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Să vedem de data aceasta spre ce vor converge energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în această cafea, dis de dimineață așa, cum filmez eu aceste videoclipuri. Înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru mesajele pe care mi le trimiteți, extraordinar de frumoase, zi de zi. Sunt mesaje de binețe, mesaje de binecuvântare, mesaje de încurajare, pentru care eu sunt foarte recunoscătoare și țin să vă mulțumesc încă o dată și pentru vizionările voastre, pentru like-urile pe care le faceți pe canalul meu și pentru toată prezența voastră pozitivă, de care eu am nevoie ca și de aer în această activitate pe care mi-am luat angajamentul să o fac zi de zi. Iată, dragii mei, că vă urez bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc și astăzi pașii spre noi și noi vești, care mai de care mai frumoase, mai bune, mai pozitive pentru voi, dragii mei. Iată, aceasta este ceașca, așa arată, să mă uit și eu mai bine în ea și să vă spun ce este, ce văd. Orice lucru pe care vreți să-l faceți, dragii mei, să știți că aveți drumurile deschise, reușiți să duceți fiecare lucru pe care doriți să-l faceți la bun sfârșit, reușiți să faceți tot ceea ce v-ați propus, nimic nu vă stă în cale în această perioadă, sunteți foarte siguri pe voi. Odată ce aveți un plan în cap, porniți spre a-l duce la bun sfârșit și nu vă lăsați până când nu reușiți să îl puneți în aplicare. Bravo vouă, felicitări că sunteți așa, nu vă lăsați. Văd aici doi copii pe care îi aveți. Unul dintre ei, să știți că va cădea la școală și își va scrânti mâna sau piciorul, îl va dura foarte tare, dar nu trebuie să vă speriați pentru că își va reveni destul de repede, nu va fi ceva foarte grav. Oricum ar fi, dumneavoastră vă veți îngrijora în momentul în care veți fi sunată că acest copil al vostru a pățit această lovire, acest mic necaz la școală. Dar în momentul în care îl veți vedea, vă veți liniști și totul va fi bine. Văd aici cifra 11, dragii mei. Să știți că este o cifră norocoasă pentru voi în această perioadă. Puteți să puneți această cifră și la loto dacă jucați, pentru că va fi o cifră cu noroc. Vă va aduce tot ceea ce dumneavoastră poate nu mai sperați. Vă va aduce un câștig unora dintre voi care mai jucați pe la loto sau la jocurile cu noroc. Sau, în alt sens, poate fi această cifră cu noroc. Poate aveți un copil născut în această dată sau poate dumneavoastră sunteți născuți pe această dată de 11 ale lunii. Mai văd aici două persoane, dragii mei, care discută. Se pare că aveți niște probleme pe care vreți să le rezolvați sau plecați undeva și vă sfătuiți în legătură cu drumul pe care l-aveți de făcut, ce trebuie să mai luați cu voi. Atenție la acte, dragii mei, să nu uitați buletinul sau pașaportul în momentul în care plecați în călătorie sau mai mult de atât, poate plecați cu mașina și atunci aveți și mai multe acte de luat, mă refer la actele mașinii, să nu uitați ceva important acasă, pentru că vă veți întoarce din drum. De asemenea, văd că aveți multe probleme de rezolvat în legătură cu casa sau cu copiii.
Nu știu ce s-a întâmplat la dumneavoastră în familie, dar se pare că aveți o pățanie și pentru această pățanie vă sfătuiți așa și luați anumite, trageți anumite concluzii și faceți un plan în legătură cu modul în care ar trebui să acționați pentru a vă rezolva problemele. Dar este foarte bine că vă sfătuiți, iată că sunteți în familie, că reușiți să vorbiți, să puneți cap la cap lucrurile și să le rezolvați. Pentru alții văd că veți avea o conversație și cu rudele voastre, dar văd că aveți unele neînțelegeri cu aceste rude. Din aceste conversații nu reușiți să le duceți la bun sfârșit. Unele spun da, altele spun ba. Și uite așa, în legătură cu o casă pe care vreți să o vindeți, poate aveți o moștenire pe care rudele voastre vor să o vândă. Da. Să știți că până la urmă aceste conversații se vor termina cu bine și concluziile vor fi luate în ceea ce vă privește, totul va fi pozitiv. Văd aici o căprioară care bea apă de izbor. Să știți că totul va fi bine în viața voastră, toate negativitățile vor pleca de la voi, iar soarele o să răsară din nou în viața voastră. O să reușiți să faceți tot ceea ce v-ați pus în cap. Poate aveți un examen de dat, acele persoane care mai sunteți pe la școli, sau poate faceți școala de șoferi și atunci examenele luate în acest domeniu sunt din nou foarte importante pentru voi. Sau orice altă acțiune pe care o aveți de făcut, de întreprins și este la fel foarte importantă. Cu sănătatea, dragii mei, văd că trebuie să aveți foarte mare grijă la durerile de cap și de gât. Poate că aveți unii dintre voi probleme cu glanda, văd. Mare atenție, așadar. După cum vedeți, s-a revărsat puțin cafeaua peste ceașcă. Asta înseamnă că o să aveți lacrimi de fericire. O să vină o persoană în casa voastră care o să vă bucure nespus. Această persoană vine de la mare depărtare și aduce o energie pozitivă, bună în casa voastră. Este o persoană pe care nu ați mai văzut-o de mult, poate că este o rudă apropiată sau poate un prieten vechi pe care nu l-ați mai văzut de mult și această persoană vă va bucura enorm de mult. Toate drumurile văd că sunt deschise în fața voastră, plecați, veniți, dar să știți că sunt drumuri fericite pentru voi. Vă rezolvați toate problemele pe care le aveți de rezolvat plecând la aceste drumuri. Poate că unii dintre voi mergeți la un job pe care unde ați fost acceptați de curând și sunteți foarte bucuroși că începeți acest nou job pentru că va fi cu multe rezultate pozitive pentru voi, în sensul că veți avea un salariu mult mai bun decât până acum. Văd aici că în mâini aveți un buzdugan. În trecut ați avut multe piedici puse de oameni, aveați frică să faceți anumite lucruri în viața voastră. Dar să știți că cu acest buzdugan veți prinde putere în mâinile voastre, în corpul vostru, astfel încât veți avea curaj să faceți absolut orice schimbare în viața voastră, absolut orice v-ați dorit până acum. Veți putea duce la bun sfârșit. Văd aici două persoane care vor ieși în calea ta. Sunt două femei. Una dintre ele văd că este cu litera V. Aceste femei, să știți că vă citesc, vă trimit negativități.
dar nu-i nimic pentru că foarte curând o să vă depărtați de aceste femei, o să plecați din calea lor sau ele o să plece din calea voastră, astfel încât viața vi se va schimba foarte mult în bine și se vor rezolva toate problemele pe care le-ați avut până acum. Văd aici că sunteți așezați într-un fel de aeroport, pentru că este un avion deasupra care zboară. Aceasta înseamnă că o să plecați la drumul pe care l-aveți de făcut, poate plecați în țara dumneavoastră, dar vă văd așteptând la rândul vostru de pașapoarte. Să știți că o să ajungeți cu bine acolo unde vreți să ajungeți. Pentru unele dintre voi, dragele mele, văd că un bărbat se pune în genunchi în fața voastră, vrea să-și ceară iertare pentru modul cum s-a comportat, pentru faptul că a plecat de lângă voi până nu de mult, dar acum a stat mai mult pe gânduri și și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o. Acest bărbat te-a înșelat. Iar tu, de data aceasta, să știi că nu-l vei ierta, pentru că el te-a lăsat în momentul în care ție ți-a fost foarte greu, te-a lăsat singură de izbeliște și tu nu poți ierta acest comportament al său și foarte bine faci. Pentru persoanele singure, dragele mele, văd că un bărbat vine la voi să-și declare dragostea. Acest bărbat se pare că te-a văzut la o onomastică și s-a îndrăgostit de tine. Așadar, așteaptă-te în această perioadă ca acest bărbat să vină să îți spună că te iubește, că vrea să fie cu tine și poate vei fi maleabilă și vei accepta propunerea acestui bărbat de a avea o relație cu tine. Da. Să vedem mai departe dorința voastră, dragii mei. Se pare că aveți o dorință în legătură cu o casă. Să știți că nu trebuie să vă faceți griji pentru că această casă va fi a voastră. Până atunci, însă, să știți că la dumneavoastră în familie este liniște și pace și totul decurge așa cum vă doriți. Aceasta a fost citirea mea pentru azi, dragii mei. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!